Marele mucenic Hararambie este unul dintre cei mai venerați sfinți din spațiul răsăritean. Avea 103 ani atunci când a primit cununa mucenicii, nevoind să se lepede înaintea împăratului păgân Diocletian de împăratul ceresc, Mântuitorul Iisus Hristos, pentru care trăise și a cărui învățătură o mărturisise. Sfântul Hararambie rămâne așadar până astăzi un exemplu de cucernicie, devotament și sacrificiu și, tocmai de aceea, numeroase lăcașuri de cult din lumea ortodoxă îl aleg drept ocrotitor spiritual. Evlavia credincioșilor ortodoxi români față de acest martir și mărturisitor al dreptei credințe se vede din mulțimea bisericilor aflate sub ocrotirea Sfântului Hararambie, ori a lăcașurilor care adăpostesc între zidurile lor părticele din moașterea acestui mucenic, cum ar fi mănăstirile Căldărușan și Stavropoleos. Printre bisericile cu hramul Sfântul Hararambie se numără și cea din cartierul Constanțean Tomis Nord. Credincioșii care au trecut anul acesta la sărbătoarea hramului, pragul Bisericii Sfântului Hararambie din Constanța, au avut bucuria de a se închina nu doar la moaștele ocrotitorului lor spiritual, care se află în incinta acestei biserici din anul 2013, ci și la relicvele unui alt mărturisitor al dreptei credințe, Sfântul Ciprian. Preasfințitul Naum, secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, invitatul de anul acesta al întâi stătătorului scaunului arhiepiscopal de Tomis, înalt preasfințitul Părinte Teodosie, a dăruit acestei biserici, precum și credincioșilor dobrogeni, o părticică din moaștere Sfântului Dimitrie, noul martir. Aici, pe tărâm apostolic, în această zi sfântă, a fost adusă spre închinare în procesiune, într-un tablou aproape arhaic, din care n-au lipsit nici chiar trăsura trasă de cai, dar nici aglomerația urbană, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu. Icoana despre care se spune că este făcătoare de minuni, datorită mirului care izvorăște din ea, dar și a vindecărilor care se petrec cu cei care se roagă cu credință Maicii Preacurate. Vom aminti despre acest odor sfânt că a fost pictat în anul 1938 de către preotul Octavian Smau din Roman, și donat mănăstirii de către eromonahul stareț Iov Mazilu. În 1960, când starețul a fost alungat de autorități, icoana din Biserica Schitului a fost așezată într-o raclă, în Sfântul Altar, unde a rămas vreme de 32 de ani. Avem aici pe pământ razele cerului coborâte prin mijlocirea sfințitului mucenic Hararambie, a cărui pomenire o săvârșim. Această procesiune semnifică de fapt drumul nostru către cer, pentru că dacă vrem să ajungem la cer, trebuie să fim prieteni cu sfinții. Acolo unde ei au ajuns, ne așteaptă și ne ajută și pe noi să ne suim la cer. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în această călătorie către cer, pe care să o dorim, de care să ne pregătim, pentru aceasta să ne ostenim, neîncetat să ne rugăm, să postim, să facem binele, și să rămânem cu Dumnezeu în sufletele noastre. Biserica din cartierul Constanțean Tomis Nord este în fapt singurul lăcaș de cult închinat Sfântului Mare Mucenic Hararambie.
de pe întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului. Tocmai de aceea el este vizitat de pelerini din toate părțile Dobrogei, mai ales în ziua de 10 februarie, ziua sărbătoririi Sfântului. Această parohie mă leagă Sfântul Haralambie. Ocazional am trecut și m-am oprit. Iar acum sunt tare bucuroasă că am ajuns aici. Este un părinte special și faptul că este hram astăzi. Și slujbele care se fac, sfintele liturghii care se fac în fiecare zi, dovadă că Sfântul Haralambie a făcut minune și a adus icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni de la Hadâmbu, și părintele și toți părinții care slujesc în această parohie. De când s-a înființat această parohie, părintele Ciprian a dat dovadă că și de credință, în primul rând, și se preocupă foarte mult și de-aia vine și atâta lume care îl iubește. Și am venit să mă rog la acest sfânt, fiindcă și eu i-am cerut de nenumărate ori ajutorul și i-am simțit prezența. Această zi e specială pentru mine. Sfântul Haralambie este foarte bun, ne ajută pe toți. Mă rog pentru toți cei care sunt bolnavi, sunt ai nimănui, să le dea Dumnezeu putere să tragă peste toate. Vom continua în spiritul acestor mărturisiri de suflet, pomenind întâi de toate pe ctitorul noului lăcaș de închinare, preotul Ciprian Stanca, cel care într-o perioadă relativ scurtă a reușit să strângă în jurul său mare parte din enoriașii, dar și bunii creștini, pentru a plini cuvântul Evangheliei, care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Din 2010 până astăzi am simțit enorm ajutorul Sfântului Haralambie. Făcând slujbe zilnic, am implicat cât mai mulți credincioși în ajutorarea orfelinatelor și am găsit o școală specială cu copii cu probleme care, pentru că au puțin venit părinții lor, nu pot să le pună pachetul de la ora 10. Și atunci noi ne-am implicat și am încercat de 3 luni de zile să ducem în fiecare zi la copii pachetul de la ora 10. Când putem, ducem hrană caldă, când putem, le ducem ce putem. În jurul său și în spiritul unei misiuni de credință și de slujire, astfel a reușit slujitorul Domnului să închege o comunitate care își dorea să aibă și propriul lăcaș de închinăciune, dar și păstorul lor de suflete.